Școala Generală numărul 30 din Timișoara câștigă lunar aproximativ 5.500 de lei din închirierea bazinului de not și a sălilor de sport. Jumătate din sumă mergea la plata facturilor către furnizori. De acum însă banii vor ajunge la autorități, care mai departe decid cum îi împart, astfel încât și școlile care nu obțin astfel de fonduri să primească banii. Gândul nostru imediat se îndreaptă spre faptul că nu vom mai putea să facem alte spații dacă aceste fonduri ne sunt luate și împărțite poate în mod egal și cu ceilalți. Dacă reprezentanții școlilor harnice sunt amăgiți de hotărârea de Consiliu, directorii unităților care au datorii se bucură de noua decizie. Liceul de poștă, de exemplu, este în urmă cu plata chiriei de 6 luni. Nu-mi rămâne decât să le mulțumesc colegilor dacă ne înțeleg situația. Un sprijin reciproc înseamnă salvarea învățământului timișan. Consilierii au decis să ia banii de la școli fără să calculeze ce sume ar aduna la buget. Oricum, era la latitudinea școlilor să declare spațiile date spre închiriere, așa că o evidență clară a veniturilor extrașcolare nu există. Este impropriu ca unele școli să-și plătească singure și altele neavând posibilitatea să fie plătite de la primărie. Și măsura a fost ca să existe o această mediere, să spunem, prin colectarea veniturilor la buget. Spuneți-mi, ați făcut un calcul, ce sumă va veni de la aceste închirieri? Nu. La noi nu a ajuns decât o situație din care reies spațiile care sunt libere și care ar putea să fie închiriate pe viitor, dar altceva nu am primit. Teoretic, doar 2 școli din Timișoara figurează ca unități de învățământ care închiriază spații contracost. Colegiul Tehnic Aricoandă și Colegiul Tehnic Ferdinand dau spre închiriere camere de internat. Restul nu există pe hârtie.